Județul Buzău se confruntă în continuare cu un număr semnificativ de noi îmbolnăviri cu coronavirus. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore, în județ au fost confirmate 93 de cazuri noi de COVID-19, 38 de pacienți fiind diagnosticați în laboratoare private de analize, iar 11 pacienți în unități sanitare din alte județe. Cei 93 de pacienți nou confirmați au vârste cuprinse între 3 luni și 84 de ani. Conform autorităților sanitare, numărul total de cazuri pozitive din județul Buzău a ajuns la 4739, dintre care 3418 persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, 1335 de persoane se află în carantină, iar alte 1045 în izolare la domiciliu. Numărul total de decese COVID-19 înregistrat în județul Buzău de la începutul pandemiei este de 126. That's it.